The Black Phone, sau Telefonul Negru, este acum la noi în cinema, nu știu dacă așa, chiar așa l-au tradus în română, cu Ethan Hawke, un thriller cu Ethan Hawke, plin de suspans și tensiune, aș putea să zic, nu mă așteptam, fără spoilere, nu mă așteptam când am văzut trailerul, eram, da, ok, ideea poate e bună, dar sigur îl vor face super tras de păr, super clișei și lene și nu știu ce. Și n-a fost. Da, au avut vreo două faze trase de păr și două chestii previzibile și clișeice, dar cam atât. Adică au fost poate două cu două, știi, care au fost gen, a, da, ok, a fost super tras de păr și da, aia a fost previzibil și da, aia a fost clișei. Da, dar mult... mult mai puțin decât mă așteptam pe partea asta, pe partea de bile negre. Cea mai mare bilă albă sunt, de fapt, actorii, inclusiv cei doi copii, un frate și o soră în rol principal, au furat, mai ales fetița, a furat filmul pentru mine. A fost extraordinară, a fost Leia, pentru cine a văzut Obi-Wan, fetița care a jucat-o pe Leia la puterea șaptea și încă la o putere mai mare. Mă rog, ați înțeles ideea. Bineînțeles, Ethan Hawke este Ethan Hawke. Nu știu dacă neapărat... bine, a adus un plus că e Ethan Hawke și așa, dar cred că ar fi putut fi jucat de oricine, pentru că îi se vede jumătate de față sau aproape deloc fața, știi, în film. Dar, mă rog, e vocea, e felul în care stă și nu știu ce. E amenințător personajul lui negativ. Chiar e amenințător. Premisa este că avem un criminal în serie care prinde copii și nu știm ce face cu ei, să nu intru prea, nici măcar cât zice trailerul, chiar dacă o să pun imagini din trailer și nu știu ce. Poate ar fi bine să nu vă uitați la trailer înainte și să intrați fără să știți absolut nimic. O să încerc să pun chestii din trailer care poate să nu dea niște chestii pentru cine n-a văzut trailerul. O să văd cum o să încerc să, nu știu, poate, o să pun foarte puțin, poate pentru cine n-a văzut deloc trailerul. Ar fi o idee, ar fi și mai mișto să știți doar atât, știi, că e un criminal în serie, foarte amenințător, un tip din ăsta cu probleme psihice, clar, labil, psihic, psihopat, criminal, care fură mulți copii dintr-un sat, mă rog, orășel american în anii 70, parcă 70, poate am greșit, nu contează, oricum, pe acolo. Deși aici e o fază destul de trasă de păr, cum poliția nu reușește după 5 crime, nu-l prinde, nu știu, chiar n-au nicio idee. Mă rog, ok, nu se concentrează filmul prea mult pe chestia asta și poți să o dai, știi, să o lași la o parte, nu m-a deranjat atât de mult. Sunt niște chestii, încă o dată, vreo două scene, faze, chestii care se întâmplă, care au fost trase de păr, și alte vreo două chestii care au fost previzibile și clișeice și mă așteptam și am zis dinainte că uite, o să apară acum, o să fac aia, o să nu știu ce. Dar au fost și multe chestii la care nu mă așteptam, iar bilele albe mari, încă o dată, deci am zis actorii, mai ales fetița, suspansul ăsta, știi, regia și chiar și scenariul, cum s-au împletit așa și atmosfera datorită acestor lucruri, poate regiei, scenariului, dar mă rog, atmosfera, regia, scenariul, sunt mai multe chestii și actorii au fost clar bilele foarte mari, albe ale filmului, nu a fost deloc leneș, nu a fost deloc a fost un pic clișei, nu pot să zic că n-a fost deloc, dar oricum peste medie și da, poate pe unii o să-i deranjeze mai multe alte chestii. Sunt sigur că pe mulți nu o să-i deranjeze mai nimic și am văzut că are recenzii destul de bune și sunt de acord. Poate nu atât să-l ridic atât de mult în slăvi, dar pentru ce a vrut să fie, este un 9. Este un 9 pentru ce a vrut să fie thriller și povestea asta, deși nu e foarte originală, are un twist din ăsta mai original, mai SF, nu știu ce, așa supranatural, să zicem așa, fără să poate să încerc să pun imagini care să nu dea asta așa, exact ce, care a fost, da, a adus un pic de originalitate, dar a fost făcut bine, pentru partea asta de thriller, nu știu ce, da, unii ar zice poate horror, nu mi s-a părut chiar horror, are niște tente, niște imagini, niște chestii care putea fi considerate horror. Da, mă rog, depinde de experiența fiecăruia și nu știu ce. Eu îl bag la thriller și pentru ce a vrut să fie a avut niște chestii interesante care m-au ținut la marginea scaunului, dar mai ales actorii și au fost și niște chestii foarte destul de realiste care mi-au plăcut, care, știi, n-au exagerat, puteau să meargă în niște direcții de-astea super clișeice și au făcut-o foarte puțin, știi, asta mi-a plăcut foarte mult, că au fost totuși mai originali. Deci cine a văzut filmul, părerile voastre și notele voastre și ce v-a plăcut cel mai mult, ce actor v-a plăcut
cel mai mult în film din ăștia, câțiva care joacă în el, e genul ăla care are loc cam majoritatea filmului într-o singură locație, ceea ce iar e mișto, foarte mișto chestia asta. Deci, părerile voastre, și eu zic să mergeți la cinema, nu să așteptați nu să așteptați deloc, de fapt, să apară pe undeva să-l vedeți acasă. Mergeți la cinema, că merită, peste medie, clar. Nu uitați să vă abonați și clopoțelul în următoarele recenzii, join și Discord și mulțumiri și donații și tot în descriere, peste tot. Din are foarte plăcut, da, pa, da, pa, da, pa, da, pa.